Prieteni, dragi invitați, mă bucur nespus că ați învins acest octombrie vântos, rece și totuși strălucitor până la venirea noastră, ca să mă onorați de fapt pe mine și această primă carte de proză pe care am scris-o cu titlul Bing Bang și porția de stele. Aici lângă mine sunt convinsă că toți l-ați recunoscut pe domnul Alex Ștefănescu, critic literar și scriitor, fie din cărțile dumnealui, Jurnal Secret, Istoria Literaturii sau de la TV, Un metru cub de carte, mai nou Iluminatul Public, chiar îi spuneam că am privit la TVR Cultural duminica, la 6 fără un sfert. Deci, cu doi actori, foarte tineri și foarte... Numai la Jurnalul Cultural. Numai la Jurnalul Cultural. Deși domnul profesor își dorește un metru de cub de cultură sau de artă, undeva la un post a spus oricare i s-ar oferi. Deci, de ținut minte. Trebuie să vă spun că am emoții. Puțin simt că inima s-a dus undeva spre tâmple, ca la orice eveniment în care suntem implicați direct. Și asta pentru că domnia sa, domnul Alex Ștefănescu,
deși are un discurs ce pare lin și fără inflexiuni spectaculoase, în spatele acestui discurs se ascund intimidante erudiția, ironia fină sau casantă, chiar zimțată și, bineînțeles, asocieri neașteptate care fie te ung la suflet, fie te aruncă într-un adevărat montain rus. Așa că nu știu ce va spune despre Bing Bang și porția de stele. Sunt și eu foarte nerăbdătoare să aud ce va spune. Și în legătură cu titlul acestei cărți, ideea mi-a venit după abia când cartea era terminată și aveam tot felul de idei, până când am citit un aforism al lui Oscar Wilde, care spune: toți suntem în șanț, însă unii dintre noi privesc stelele. Aș dori ca atunci când vom ieși de aici, cerul va fi sigur senin și vom privi toți stelele. Acum, ca să-mi trag sufletul, o să-l rog pe domnul profesor să spună dumnealui tot ce crede despre acest volum, prin volum de proză. Nu, eu vă voi spune dacă mă veți întreba în mod special. Deocamdată eu v-am spus ceea ce am considerat că este necesar. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Bine v-am găsit. Îmi cer scuze că sunt răgușit. Am fost la Bacău și am vorbit undeva în public sub cerul liber și bătea vântul și n-am răcit, dar am răgușit. Este o plăcere să colaborez cu doamna Aurelia Marin. Adică vin la lansarea ei și vorbește ea despre mine, mă laudă, e foarte plăcut. Acum aș putea să plec acasă, mi-am luat porția de stele. În plus, mi-a dat voie să sărut, a fost și soțul ei de față, n-a fost gelos, deci totul a funcționat perfect. Nu ne cunoșteam până acum în niciun fel. Și singura formă de comunicare a fost lectura acestei cărți. Deci mi-a fost trimisă cartea și am citit-o. Este un mod ideal de a avea relație cu un autor pentru un critic literar, pentru că nu sunt influențat de nimic. De obicei se fac presiune asupra mea în toate felurile, unele prin gesturi de persoasiune, altele chiar prin amenințări. Nu e ușor să fii critic literar când v-am să scriu o carte despre chestia asta. Fac o paranteză și dau un singur exemplu. Din 10 aș putea să povestesc o noapte întreagă ce se întâmplă în relația între un critic literar și un autor. De exemplu, fiind la dentist, așa, dentistul lucra în pila ceva, și la un moment dat a făcut o pauză și m-a lăsat aspiratorul în gură, o chestie foarte neplăcută, că îți bâzie în mod neplăcut într-un loc foarte sensibil, gura. Și el s-a dus, a deschis sertarul și cu aerul că face o surpriză plăcută, a scos niște manuscrise și mi-a zis: știți că eu scriu versuri? Și în halatul alb a început, și cu o gesticulație teatrală, a început să-mi citească versuri. Și după fiecare poem mă întreba: vă place, vă place? Eu ce puteam cu aspiratorul în gură, care buzea, ziceam: da, da, da. Și în mintea mea ziceam: las că scriu eu despre tine adevărul după ce scap de aici. Și niște versuri
absolut ridicole, de dragoste. Este numai un exemplu. Acest de circulație care m-au fluierat, ca să spun, zice, sunt în scriptul alește prost, scriu și eu versuri. Radu Vasile, Radu Vasile, primul ministru, l-a trimis. De agenții de circulație, da. Nu știa. Purtătorul de cuvânt al SRI-ului, m-a chemat la SRI ca să-mi arată, să sfătuiesc cum să-și facă sumarul volumului. Mai de mult, Nicolae Ulieru. De altfel, Nicolae Ulieru chiar scrie bine. Da, da, chiar scrie, nu, dar chiar scrie bine. Nu, dar situația, știi, când ești chemat la SRI. Da. Și multe, multe, multe. Aici este o relație ideală. Deci am primit o carte, am citit-o. Prima remarcă, după părerea mea, cea mai importantă, este că am citit cartea cu plăcere. Apar tot mai puține cărți pe care le citești cu plăcere, pe cele mai multe le citești din obligație profesională, dacă ești critic literar, sau le citești din snobism, pentru că se spune că e o carte bună și vrei să fii și tu să ții pasul cu moda să citești. Aici am reeditat o trăire pe care o aveam în adolescență, și anume cititul cu plăcere. Când eram elev și liseam de la școală, mă duceam pe un deal din apropierea orașului în care copilărisem și citeam o carte fără nicio grijă și îmi uitam de orice. Așa se citește și această carte și m-am întrebat de ce se citește cu plăcere. Explicația este pentru că este scrisă cu plăcere. Deci autoarea nu are acea disperare pe care au înscris alți autori care mizează totul, care sunt disperați, care vor să uimească lumea, care vor să obțină premii, care vor să câștige bani cu scrisul lor. Ci este o carte scrisă pentru că i-a plăcut să scrie, nu are alt scop. Răsplata pe care o obține este chiar plăcerea de a scrie, nu urmărește altceva. Literatura nu este pentru autoare un mijloc de a obține altceva, ci este chiar un scop, scopul de a scrie. Este scrisă în același timp de o autoare cultivată care a citit literatură bună, spre deosebire de critici literari care citesc foarte multă literatură proastă. Am doi frați, profesori la Politehnică, ei citesc cărți mai bune decât mine, bineînțeles recomandate tot de mine, dar n-am timp să le citesc. De multe ori citesc câte o citesc maculatură și mă uit cu jind la Milan Kundera, la autor de prima mână care așteaptă și nu am timp să-i citesc. Cartea este făcută din 5 nuvele, 4 de fapt și una este un fel de joc literar, ultima. Una dintre ele nu este menționată în sumar. Așa, dar scăparea a mea, redactoare, a tuturor prin... Dar dacă citim cartea la rând, găsim și nuvela aceea. Sunt nuvele care au mereu ceva firesc care devine neliniștitor. Așa, dacă este un mare novelist englez, Somerset Maugham, care procedează la fel și care a devenit celebru prin nuvele care au fost și ecranizate. De fapt, nuvele care sunt mici romane, alerte, și care introduc o atmosferă fantastică pe neobservate. Iată chiar prima povestire sau nuvelă sau microroman din carte, Lilith, se numește, sau Lilith, cum se zice? Lilith, așa. Scrisă din perspectiva unui bărbat, Sebastian Cosma, îndrăgostit de o femeie enigmatică. Aici m-a surprins plăcut cât de bine înțelege Aurelia Marin perspectiva bărbatului asupra femeii. Credeam că ăsta este un secret al nostru, dar a înțeles foarte bine. Chiar m-am gândit că este o inegalitate strigătoare la cer. Noi nu vă înțelegem pe noastră femeile, dumneavoastră ne înțelegeți foarte bine pe noi bărbații. De asta ne puteți și manevra. Da, să nu uităm că și Tolstoi a scris Ana Karenina, care... Da. Dar Tolstoi nu-i bărbat, e o mare scriitor. Da. Bun. Da.
Da, mari scriitori nu mai... La ei nu mai contează nu că mai. Sunt bărbați, că sunt femei, sunt mari scriitori. Dar scriitorii români, puțini, înțeleg psihologia feminină, poate Buzura, în general nu prea, nici Marin Preda nu a înțeles bine personajele feminine. Adică are tot mentalitatea aceea de vânător care vede în femeie un trofeu. În orice caz, indiferent de comparațiile care pot fi făcute, această înțelegere a psihologiei bărbatului, mai mult decât atâta perspective din care vede lumea, este surprinzător de exactă. Lili se configurează ca un personaj misterios care are un destin tragic. Și aici se introduce o undă de mister, faptul că se simte că novela se va termina tragic. Ea are ideea să plece la Maroc, la Casablanca, la Marrakeș, deși Sebastian a fi putut să plece la Paris. Se duc la Paris, dar pentru o scurtă escală de unde iau și doi prieteni și apoi se duc în această țară, mă rog, din nordul Africii, unde atmosfera asta de presimțire sumbră devine tot mai apăsătoare. Și, într-adevăr, până la urmă, Lilith este mușcată de un șarpe veninos și moare. Foarte bine este construită novela. Există și o retrospectivă pe care o face personajul principal, încercând să înțeleagă de ce iubita lui parcă era însoțită peste tot de o aură neagră. Era ceva care anunța ceea ce se va întâmpla. Dar mai mult decât la soarta personajului, eu mă gândesc la construcția novelei, care este foarte bine făcută, nu are nimic în plus, are un crescendo care te captivează și mai ales are portrete foarte bine făcute. Vreau să citesc un foarte scurt pasaj ca exemplu de talent literar, modul cum este... Nu, vreau să citesc în privința asta doar o singură propoziție și după aceea un portret literar din altă novelă. Cred că Lilith făcea parte dintre persoanele care simțeau nevoia de irealitate. Adică o definiție extraordinară a unui personaj cu o singură frază. Toate povestirile mi-au plăcut la fel de mult. A doua, aceea care lipsește din sumar, dar nu lipsește din carte, este pur și simplu spectaculoasă. Are ca personaj un profesor de matematică. Un profesor de matematică, Valer Glas, se numește. Și uitați portretul lui. O reglie de elevi cu un cuvânt care aduce aminte de Hitler, Hidolf, o combinație între Hitler și Adolf. În jur de 40 de ani arăta mai în vârstă din cauza umerilor ușor gârboviți și a felului în care mergea. Își târa picioarele, amintind un mireapod lipsit de simțul ritmului și al orientării. Fizic era complet dezavantajat din cauza părului rărit pe care îl purta într-o parte și a mustăcioarei negre, așezată ca un bondar deasupra buzei de sus. Puternic și cu sânge rece, nu-l speriau nici greutățile, nici munca, nici obstacolele. Fire retras, am putea spune retractilă, Valer Gras se ferea de ascuțișul sau capcana cuvintelor altora, refugiindu-se cu bună știință în studiu și muțenie. Și ai putea crede că acest personaj merită să fie repudiat de noi, dar prozatoarea sugerează că, de fapt, că este un om complex, un om care are cultul perfecțiunii în matematică, e foarte pasionat de disciplina lui și care este dușmănit de elevi, așa cum sunt dușmăniți de obicei oamenii exigenți și mai ales în țara noastră oamenii exigenți, autonici de performanță, sunt totdeauna contestați și dușmăniți. Îi moare soția,
El se simte vinovat pentru că are impresia că era mereu cu gândul la matematică și n-a avut destul de grijă de ea. Dar apoi și mai cumplit este omorâtă fiica, violată și omorâtă, de trei tineri. Și aici are loc o scenă extraordinar de tulburătoare când, după ce a murit, fiica vine să-i facă o ultimă vizită, atât de bine descrisă, murdară de noroi, deci vine după moarte, vine în literatură, e posibilă chestia asta. Literatura are alte legi decât viața de fiecare zi. Și mama ei, care era moartă mai de mult, așteaptă afară, și aici cele tatălui ei se răzbune. Și acest profesor de matematică, despre care Ficudu crede că nu are priză la realitate, se mobilizează extraordinar și cu inteligența lui precisă, organizează și duce la bun sfârșit acțiunea de pedepsire a celor vinovați, omorându-i cu înștrangulare cu un cap. Aici poate fi și influența filmelor americane. Acest subiect este exploatat de multe ori în filmele americane, cu cineva căruia este omorât o persoană dragă și care nu se lasă până când îi pedepsește pe toți. Dar este și influența mai profundă a literaturii a barocului din secolul XIX, a romanelor de groază, a romanelor fantastice germane. Se simte faptul că Aurelia Rusu e un om cultivat, deci nu are superficialitatea filmelor americane. Însă, datorită filmelor americane, sunt șanse mari să fie apreciate și de tineri care sunt formați de aceste filme și care s-ar putea să găsească această temă familiară, să nu fie depășiți, cum se întâmplă de obicei, de literatură. Mi-a plăcut și novela F, despre o domnișoară, Pia, refugiată la castelul din F, nepoata unui Matei Carp, altul decât, adică nu din familia Petre Carp. Nu. Așa, un om de afaceri. Și ea este amnezică și ajutată de o servitoare devotată, care aproape că face parte din familie, cum se întâmplă în vremurile bune, servitorii erau asimilați de familie, reconstituie ce s-a întâmplat, tragedia care s-a întâmplat și pe care nu reușea să-și amintească, tot așa, într-un mod gradat și care te captivează în timpul lecturii. Foarte, foarte mult mi-a plăcut Vagonul de dormit, care are ca personaj principal pe Nechita George, un ceferist, căruia șeful liceului la un moment dat să aibă grijă de specială. Speciala este un vagon special care este atașat la trenuri rar, conform unei hotărâri vechi, un tren care transportă personaje misterioase cu condiția să meargă în Europa timp de 8 zile, să nu știe nimeni despre ele, și de fapt, de data aceasta, aceste personaje sunt mai mult decât misterioase, sunt personaje care vin dintr-o altă lume decât a noastră, sau așa cel puțin se sugerează. Dar fantasticul în proză este cu atât mai evident cu cât realismul premizei este mai convingător. Adică apare acea comparație între, dacă totul ar fi fabulos, nimic nu ar mai impresiona. Adică am intrat într-un regim al fabulosului și totul pare posibil. Dar aici tocmai se trece de la înregistrarea cea mai exactă a realității la întâmplări fantastice. Uitați cum începe. Întins în mijlocul patului, George Nechita moțăia cu un braț întins pe lângă trup, iar cu celălalt îndoit sub ceafă. Gura ușor întredeschisă și ploapele destinse lăsau impresia că ar dormi profund. Fals! În clipa în care țâritul dezmembră liniștea pereților,
ce bine spus, în clipa în care țâriitul dezmembră liniștea pereților, bărbatul sări ca arsa, apucând cu mâna mare, lipsită de finețe, receptorul înfit în ebonita neagră. Doar în chiloți, cu picioarele desculțe, prin mocheta verde pal, asculta înțepenit vocea de la capătul firului. Este o scenă aproape cinematografică, îl vezi pe acest Nechita. Și apoi ajungem în cu tot alte spații care ne provoacă o neliniște pe care numai un scriitor înzestat poate să o provoace în sufletul cititorului Blaza de astăzi. Și ultima bucată, care este, o consider un joc literar, în care autoarea se gândește cum ar putea să combine personajele, se joacă cu sufletul nostru, ne face să gândim, ne propune un joc pe care după aceea continuăm și singuri. Nimic în această carte nu este plictisitor. Totul este de știut. O singur lucru nu mi-a plăcut și anume titlul cărții. Știu că autoarea este încântată de titlul, nu mi-a plăcut. Big Bang, Big Bang și porția de stele, chestia cu porția de stele, nu, și nici nu prea se înțelege. În rest mi-a plăcut totul. Mi-a plăcut cum este scrisă cartea, cum sunt construite povestirile, cum sunt portretizate personajele. Mi-a plăcut și autoarea cum arată, mi-a plăcut și cum se lasă sărutată pe obraj. Eu v-am sărutat pe dumneavoastră pe în concluzie, mi-a plăcut totul. Deci, în afară de titlu, mi-a plăcut această carte și la această autoare, totul. Ce titlu i-ați? Facem acum un joc de cuvinte. Dar vă iau așa puțin pe neașteptat. Da, putem găsi împreună. Putea fi, de exemplu, titlul uneia din novele Vagonul de dormit. Vă dați seama ce interesant, Vagonul de dormit. Una din novele. Da, la poezie, de exemplu, am folosit cutia de scrisori. Da, deci da. Deci am folosit și... Da, astea concrete, da, sunt concrete, foarte bune. Deci... Foarte bune. Sau nume de personaj, de exemplu, George Nechita și ceilalți, să zicem. Da. Călătoria, cutia de scrisori și da, aceea da, m-am da. Dus spre pasărea cu noaptea în cap, albul mirese care se vedea în oglindă, deci... Sfatul meu, încătați tu, consultați un critic literar. De acum o să consult nu numai pentru titlu, ci pentru că recitind, revăzând cartea tipărită, totdeauna autorul mai descoperă. Fie stângăcii, greșeli, situații care nu se leagă, dar... În orice caz, dacă nu primeam cartea, o cumpăram. Deci, sigur că... Da, de ajuns să o răzvoiești. Da, da, și... da. Oricum, ea va fi oferită... Nu, va fi, nu va fi oferită. Este la vânzare, însoțită de ultima mea carte de poezie, pe care cu plăcere v-am oferit-o, Albul mirese care se vedea în oglindă și care editura Vremea a avut, a avut destule ca să mai ofere din cărțile pe care le avea. Trebuie să vă spun, apropo de poezie și de... Nu știu dacă întreaga literatură, dar poezia în special mi se pare mie că are mult de suferit și este pe nedrept, adică poezia se caută cel mai puțin, se vinde cel mai puțin din cele 5 volume de versuri pe care eu le-am publicat. În total s-au vândut 27. Deci asta este soarta poeziei. Și acum am decis, în momentul în care, pentru că scriu o carte de proză sau poezie, nu este deloc, sau critică literară, nu este deloc ușor. Este o trudă,
este un chin, este un pariu cu tine însuți sau însuți, este o așteptare continuă care poate să ducă la ceva sau nu poate să ducă. Deci, o carte este, aș putea spune, ca un copil căruia îi dai drumul în lume, cu noroc sau fără. Frumos. Da. Așa consider. După chestia asta cu copilul, comparația așa de frumoasă, mi-am dat seama că chiar dumneavoastră ați scris cartea, nu v-ați scris oricine. Mai ales că am trei copii. Am trei copii și ați văzut și dedicația pentru cei cinci nepoți care sunt numai băieți. Deci... da. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați rostit și acum întreb, dragii mei invitați, dacă cineva, domnul Lupeș, poet, deci... Nu anticipați tema de colegă, trebuie să vorbim și în numele colegilor de serviciu, pentru că, în ciuda faptului că scrie cărți bune, poezii, acum ne convinge și de proză, Aurelia trebuie să și muncească și am fost colegi de servici într-o anumită perioadă. Da, țin. Eu fiind la bibliotecă, deci o muncă... Exact, sursa unde eu eram cunoscut ca un om care nu citea mult, dar știam exact unde sunt lucrurile cele mai importante. Inclusiv colecția Kissing și alte surse documentare pe care alții nu prea știau. Eu mă duceam să o văd pe Aurelia atunci. Ei, nu numai pe mine. Gândiți-vă și la Anda. Gândiți-vă. Anda era și mai periculos. A fost colegă cu soția mea la filologie. Și vreau să spun numai câteva lucruri. Unu. Aurelia a început să scrie într-un mod care poate ține seama de o recomandare a tatălui meu. Când am ajuns student, mă iertați, la Politehnică, în prima facultate, eram o personalitate în mica localitate. Și am început să mă duc la diverse reuniuni, la horă, la dansuri. Și într-o luni mă întreabă tata, ai fost la dans? Ai fost. Și ai făcut ceva deosebit? Te-ai lăudat sau ai spus ceva, ieșit din comun? Nu. Dar de ce mă întreb? Mi-a vorbit azi dimineață Tința. Tința era o vecină foarte modestă, care nu o prețuia tata. Și mi-a spus așa, zic că băi, să te comporți în așa fel, încât niciodată Tința să nu vorbească despre tine. Nici de bine, nici de rău. Aurelia a început. Așa. Văd că ați venit o carte care mă dezarmează. E bine că vorbește așa, importantul critic și literat Ștefănescu, și ar fi o impietate ca eu, profesor de bază inginer, să vorbesc despre o carte rafinată. Eu am mai avut o îndelungată prietenie cu Nina Casian. Care cine n-a avut? Și din n-a avut. Iată răspunsul. Potrivit, dar cine? Care a început cândva să scrie în limba șpargă. Sau spargă. Cuvinte cu tot. O limbă imaginară. O limbă imaginară și n-are niciun sens, poate o anumită rezonanță la sensibilitatea poetică. Sau muzicală. Anirica, care era... dincolo de această remarcă, nenorocul Aurelii pentru un... om de parte de literatură, deși cu ambiții de a da sentințe, de pildă într-un eseu am scris Artele Majore. Și aici revin la o afirmație a ta, că când ai spus că poezia nu prea să circulă, prea să vină. Am scris Artele Majore. Poezia, matematica, filozofia. Artele Minore. Restul. Câte împunsături și câte blestene n-am luat pentru această nerozie. Și acum vreau să vă spun prima reacție. Când am primit cartea,
cu o dedicație superbă, dar fiindcă nu se uite mulți în biblioteca mea, o citește în public. Vă spun, ultimul rând este un om fundamental onest. Pentru această apreciere ar merita, ca să spun așa, să-i fac un cadou foarte important. Dar probabil că o să-l fac. Fundamental onest, când lumea nu mă știe că aș fi chiar așa. Dar ce înseamnă să fii numai la bibliotecă? Am luat cartea. Și vă spun un secret. Cum frații domnului profesor Ștefănescu citesc numai cărți bune, eu am un mod de a mă orienta. Știți titlul? Și primul rând și ultimul rând. Big Bang. Da, am citit analfabet și a zis Big Bang. Da, poate Big Bang. Termenul la sfârșit văd un referat sau o cronică sau un comentariu a doamnei Simona Modreanu. Nu este directoarea editurii Junimea și care, fără să mă cunoască exact, deci am citit, și domnul profesor, am citit Big Bang. S-a dus în editură și a spus că n-a mai citit de mult o așa carte. Și ultimul cuvânt din carte este care final? Da. Care final? Asta mi-a plăcut și mie. Și mi l-am adus mintea. Big Bang. Zic, el e trăind un număr de ani la Viena. Poate au auzit de Doppler. Toată teoria asta a Big Bang-ului a pornit de la un fizician, de la un savant austriac. Pe la 1840-1850, el a observat că undele care se transmit, cum spuneam atunci, în eter, cu cât sursa se îndepărtează mai mult, virează spre roșu. Atât virează spre o lungime de undă mai lungă. El a observat asta la sune. Mai pe urmă s-a cuplat cu fizo și la lungime și a ajuns. A trecut 100 de ani până când s-a exprimat, până s-a enunțat această formulă Big Bang. La un post de radio. Și acum e la mare modă. Și atunci am zis că o fi pornit de la Big Bang, care a prevestit faptul că Universul expandează, se lărgește, se lărgește. Nu, dar să știți că e o diferență. Acolo este Big Bang. Deci Big în sensul de mare. Păi tocmai, de asta am spus. Aici este un sunet de clopot. Această litere n-am văzut-o și cum mi-a adus imaginația. Nu. Aproape la dar cuplat care final, pentru că nu știm cât o să expandeze Universul, însă pornind de la ideea lui Doppler, a început să se calculeze expandeze. Și întrebarea este, o porție de stele înseamnă că în această carte e doar o porție. Pentru și cum, dacă nu știm finalul, înseamnă că o să ne așteptăm și la alte cărți fermecătoare. Dar să fie Aurelia scrisă în așa fel, încât să le comenteze numai oameni din nivelul domnului Alex Ștefănescu și nu unul ca mine. Să rămâne. Felicitări. Foarte frumos. Felicitări. Da. Chiar te rog. Da. Eu o să... Unul dintre primii cititori ai... Da. O să mă refer așa în calitate de cititor în ceea ce privește evaluările, să spunem, estetice, mă aflu într-o consonanță quasi de plină cu maestrul Alex Ștefănescu. A fost și pentru mine o surpriză, poate nu chiar, pentru că știam totuși, noi ne cunoaștem de mulți ani, știam de preocupările Aureliei Marin și în privința prozei. A avut o încercare prin anii 70-80, dar în avatarul timpului de atunci proiectul a eșuat, nu să spunem în plan literar, sunt convins de lucrul ăsta, a eșuat în plan administrativ, etc.
În orice caz, a fost pe jumătate pentru mine o surpriză această carte, pentru că, firește, o cunoșteam pe Aurelia Marin ca poetă. Are o poezie modernă, deosebit de interesantă. E adevărat că poate mai mult pentru, în cazul ăsta, mai mult pentru cunoscători, între ghilimele, decât pentru un public larg. Așa este poezia Aureliei Marin. Proza, în schimb, cartea, să spunem, sare și peste acest obstacol. Și pornit și de la o observație a domnului Alex Ștefănescu, îmi exprim așa o anumită impresie și o anumită opinie. Deci, povestirile, nuvelele, trebuie să spunem, sunt în fond niște nuvele. Dacă ne gândim la o definiție a lui Călinescu, care spunea că o nuvelă este o tensiune, aproximativ așa, o tensiune umană prinsă într-un punct culminant. Exact așa sunt aceste povestiri, aceste nuvele ale Aureliei Marin. Ce am constatat eu, citind, de fapt, a doua oară cartea, prima oară, să spunem, absolut, pentru că mă interesau aceste stories și erau foarte bine scrise. Dar apoi m-am uitat un pic la construcția acestor povestiri, la limbajul, la dialoguri, la caractere, la personaje și constatarea mea personală a fost următoarea. Pe de o parte, respectă niște canoane clasice, să spunem, ale romanelor, nuvelelor, adică există story, tramă, cum se spune, există deci o întâmplare epică, apoi există niște personaje, niște caractere, o tensiune. Deci, aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, există însă și elemente foarte moderne, elemente de fantastic, de misterios. Prefațatorul acestei cărți o plasa puțin pe Aurelia Marin în apropierea modelelor Eliade, Borges. Eu aș plasa-o mai degrabă spre ceea ce numesc latinoamericanii realismul magic, al cărui maestru e Marquez, dar care a pornit mai dinainte de la un mexican, de la Juan Rulfo, și care avea tot așa niște nuvele în care totul părea realitate și deodată se producea un derapaj către misterios, către fantastic, către abscons. Așa se întâmplă mai ales în povestirea Vagonul de dormit, în cartea doamnei Aurelia Marin. De fapt, și iarăși trebuie să-mi exprim acordul de plin cu domnul Ștefănescu, partea pe care am numit-o realul, realitatea, este scrisă cu o deosebită, o surprinzătoare maturitate. Plasticitate. Și plasticitate. Deci, să luăm un exemplu. Nu numai portretul acestui profesor de matematică, aparent un mizantrop, un taciturn, bineînțeles antipatizat de elevi, mai ales de cei leneși și așa mai departe, dar un om drept, toată, să spunem, modul lui de trai viața, mai ales după ce îi se întâmplă nenorocirile acestea familiale, sunt scrise într-un realism crud, aș spune, și cu multă maturitate, ca un prozator. Deci Aurelia Marin a scris partea asta a realului într-o scriitură foarte precisă, foarte exactă,
domnul Ștefănescu a dat niște citate care sunt absolut relevante. Dar aceasta este partea deci realului. Partea cealaltă a, să spunem, realism fantasticului ne apare uneori așa pe nepregătite, fie că e vorba în cazul profesorului Glas de fica și mama care apar ca în Shakespeare, deci niște spirite, niște fantome care îi dau niște semnale din lumea de dincolo, fie că apar așa în imagini și acțiuni onirice ca în vagonul de dormit, în care cititorul la un moment dat, sigur că este și în derută, nu mai știe dacă e vorba de o metaforă, de un simbol, de o realitate. Realitatea am văzut-o, dar apoi, deci, dacă aș compara o astfel de novelă cu o plantă, aș spune rădăcinile sunt foarte bine legate de pământ, în timp ce tulpina se duce spre soare și spre stele, e este, foarte departe. Și uneori, să spunem, într-un vertij așa aproape haotic. Dar exact, să spunem, în fond acestea sunt niște artificii literare, între ghilimele. Dar aceste artificii, includerea acestui fantastic care face proza deosebit de modernă, îl face pe cititor deosebit de curios și face această povestire sau aceste povestiri deosebit de atractive. Într-adevăr, se citesc cu multă plăcere. În fond, de când există literatură și de când oamenii spun niște povești de la Homer încoace, în fond, aceste povești, lăsând la o parte, să spunem, artificiile estetice și așa mai departe, trebuie să atragă prin ceva. Trebuie să-l facă pe om curios să-l citească, altfel pentru ce să scrie. Fie că erau orale, fie că erau scrise, aceste povestiri trebuiau să capteze întru totul atenția și plăcerea omului apoi de a citi. Acest lucru îl realizează, spun, cu succes Aurelia Mare. Și acum, ca să închei, eu îmi exprim sigur un regret că astfel de cărți, datorită situației editoriale pe care noi toți o cunoaștem, știm că prevalează rațiunile comerciale, știm, domnul Ștefănescu ne-ar putea ține o prelegere pe tema aceasta. Dar mă întreb eu, oare chiar așa în aceste edituri nu există și măcar un pic de idealism în care să se spună, domnule, o părticică din câștigul acesta nu am putea să-l alocăm pentru promovarea, să spunem, literaturii române, literaturii române de viitor, sau să încurajăm. Nu întotdeauna făceau editurile lucrul acesta în perioada interbelică. Nu întotdeauna cu noroc. Dar dacă, să spunem, din 5 încercări reușeau una, era un mare lucru și era un mare câștig pentru literatura noastră. Pentru că eu aș spune, o astfel de carte ar merita un tiraj mai mare, ar merita să apară într-o editură care poate să-și permită să scoată un tiraj mai mare, să, spunem, să poată să difuzeze mai bine și așa mai departe. Cine este m-ar fi primit este, la Cine este o altă, primit la Humanitas sau la Polirom? Sau, este o altă temă, este o altă temă, dar spun, nu vreau să, dumneavoastră cred că cunoașteți toți da. Care sunt aici această problemă, însă nu pot să nu-mi exprim acest regret. Nu e vorba numai de cartea Aureliei Mare. Sunt și alți scriitori. Unii
tineri ca vârstă. Aurelia Marin este o tânără scriitoare, aproape și la propriu și la figurat. Dar e vorba și de alți scriitori care, datorită acestei situații, cumva se pierd, stagnează, pur și simplu reprezintă până la urmă niște eșecuri ale unei potențiale literaturi române actuale, care trebuie din nou să se îmbogățească, trebuie din nou să facă un salt mare, așa cum a făcut în perioada interperică, de exemplu. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc foarte mult! Foarte frumos, vreau să adaug ceva, că m-a impresionat faptul că vă gândiți cu atâta responsabilitate la ce se întâmplă cu literatura. Și nu mai este exact cum ați zis dumneavoastră. Pentru că talentul literar e o bogăție națională și noi o risipim. Noi, de fapt, singura avere pe care o risipim, așa ne bate în joc de ce avem. Și s-ar putea face și o afacere bună. Deci nu numai o afacere culturală, o afacere bună. Am putea exporta literatură. Sud-americanii au câștigat bani frumoși exportând literatură. Și am spus odată și într-un articol, literatura e o marfă miraculoasă, pentru că oricât ai livra ori ai export, rămâne și în țară. Aurul, dacă îl dai, nu mai rămâne în țară. Literatura rămâne, este inepuizabilă. Și mai vreau să vă felicit că sunteți primul om pe care l-am auzit pronunțând corect Marquez, nu Marquez. Spaniol. Da, da. Oricum este poet și ceea ce regret este că nu i-am amintit să aducă o carte de poezii pe care nu era. Nu era nici cazul, nici cazul. Nu. Sunt convinsă că domnul profesor ar fi degustat-o. Mă interesează tot ce se scrie în țara asta. Deși nu mi-e ușor. Am fost acum la Bacău și m-am întors cu 30 de kilograme de cărți. Numai de la autorii din Bacău. Mai dați la frați. Mai dați la frați și îi faceți să trieze. Da. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai este cineva. Două vorbe, trei vorbe, nicio doamnă, nicio domnișoară, nimeni. O să vă mai spune și în scris, doamnă. Și în scris? Doamna Bătescu. Doamna Bătescu, vrea să spun. Uite, în sfârșit, o doamnă curajoasă care... Un moment. Prenumele soțului. Prima surpriză și m-am bucurat când am văzut totuși. După aceea și titlul cărții, provocator, enigmatic, cum a zis distinsul domn profesor, într-adevăr m-a împins să urmez totuși decizia mea de a asista la această lansare de carte și îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. Din păcate, eu n-am apucat să citesc cartea. Noi am fost mult timp despărțiți așa de drumurile vieții. Ne cunoaștem de foarte mult timp și vreau să spun că această carte este o surpriză prin faptul că abordează un alt gen literar. Până acum o cunoșteam pe Lili Cârciumaru, Aurelia Marin respectiv, ca fiind foarte talentată în ale poeziei, în ale artei. Ne-a răsfățat pe acolo unde am fost împreună cu felul ei de a fi, care prin ea însăși este o poezie. Și vreau să spun, eu sunt diplomat, nu sunt nici poet, nici scriitor. Fiica mea este un pic are această preocupare de orice scrie, e o poezie, Lili o cunoaște. Dar meseria mea e mai mult mai rigidă de ea și al urmării.
Deci trebuie să fim foarte preciși, ceea ce nu înseamnă că nu admirăm talentele. Și vă dau perfectă dreptate. Ce să facem ca aceste talente să-și găsească un loc pe merit? S-a spus că cărțile nu sunt răsplătite. Dar oare când au fost ele răsplătite? Oare vreunul din talentații noștri poeți a trăit sau s-a îmbogățit prin creațiile sale? Niciodată. Niciodată. Cel puțin eu nu cunosc. Poate nici în alte țări. Dar e de datoria noastră să stimulăm, să protejăm și să promovăm aceste talente. Lili, dragă, îți mulțumesc că m-ai invitat. Voi citi cu mult interes, atât eu, cât și cei care îmi sunt dragi. Mă mândresc că sunt prietenă, sper. Mulțumesc foarte mult! Da, acum e chiar mai emoționat, că așa cum eram la început, reușisem să-mi găsesc un respiro oarecum normal acum dintr-o dată. A, doamna Anda Orban. Vorbească și două doamne, nu? Deși întotdeauna doamnele sunt primele, suntem la urmă și nu vrem să fim la urmă. Încercăm noi. Încercăm. Dar chiar și reușim uneori. Să îți mulțumesc că m-ai invitat. O cunosc pe doamna Aurelia Marin din împrejurări foarte plăcute, la mese foarte plăcute, la prietenii comuni diplomați de meserie, familia Lucu. Întotdeauna m-a atras felul plin de sensibilitate în care a vorbit în toate aceste împrejurări. Trebuie să recunosc cinstit că nu-i cunosc literatura, n-am citit nici această carte, dar mă bucur pentru că din tot ce s-a spus înseamnă că undeva o energie benefică care nu poate fi stabilită există în spiritul nostru din această țară. Spunea la un moment dat domnul Alex Ștefănescu, dacă vă amintiți, domnul Ștefănescu, mi-ați răspuns la un interviu pentru o viitoare carte despre televiziunea română și spuneați despre felul în care, în ciuda unei pietre grele de mormânt, a supraviețuit literatura română în perioade foarte grele. Sub cenzură. Părerea mea este că dacă în momentele alea mari oameni, mari scriitori, nu numai că au supraviețuit, dar chiar apăreau pe postul național al televiziunii române, care a făcut imens, în ciuda tuturor greutăților, pentru promovarea marilor valori spirituale și de care dumneavoastră și pe care ați folosit-o atât de minunat în emisiunile și un metru cub de literatură și în tichia de mărgăritat. Părerea mea că acel tip de cenzură funcționează în plan economic. Adică există o nouă piatră de mormânt pe care cred că asemenea întâlniri, asemenea prezență, asemenea valori și altele și altele care există vor trebui să o îndepărteze. Eu cred că trebuie făcut foarte mult și chiar pe posturile de televiziune pentru ca spiritul românesc să supraviețuiască, verbul românesc să existe în continuare în lume. Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și mă bucur din tot sufletul pentru reușita ta. Bravo! Acestea fiind spuse, dacă mai are cineva... uitați! Vorbesc acum în calitate de fostă colegă. Spune unde și în ce împrejurări. Am fost împreună colegi la Uniunea Artiștilor Plastici
și pentru mine această doamnă a fost întotdeauna un model. Dânsa și cu regretatul Alin Gheorghiu mi-au fost ca niște părinți adoptivi. Mi-au fost mai apropiați decât proprii părinți. Am admirat-o ca mama trei copii, având timp și pentru înclinațiile artistice, și mă întrebam la acea vârstă, 84-89, de unde are atâta timp, de unde are puterea de a se ocupa de atâtea lucruri. Vă mulțumesc că mi-ați fost colegă și am rămas prietenă. Și vă mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc, Angelica. Da. Deci, prin acestea fi, sau am vrut să spun prin urmare, acestea fiind spuse, vă invit cu mare plăcere să cinstim un pahar de vin. Nu, dar dați autografe. Ba, și asta mă voi așeza, dar între timp oamenii să se și... și poate se va desface și o sticlă de șampanie care să curgă, cum am spus eu, undeva dincolo de pardoseala cerului. Așa spun undeva la atunci când George Nechita devine șeful tuturor gărilor din Calea Lactei. Cine dorește să aibă cartea? Am puține exemplare, deci cartea de proză are un preț, este exact prețul editurii, care editura mi-a spus costă 14 lei, nu știu cât. Iar ca bonus pentru cine nu are cartea, doamna Anda, eu credeam că aveți cartea Albul Mirese care se vedea în oglindă. Neapărat acolo o carte pentru dumneavoastră, deci de poezie. Însă oricum eu mai am noroc pe editura vremea mea. Felicitări! Uitați, domnul este. Cu plăcere. Sunt convinsă.